Atât în România, cât și în toate țările în care au fost realizate studii, principalul motiv antivaccinare este același: teama de reacții adverse. Al doilea contraargument este dat de neîncrederea în eficiența vaccinului. Un număr de 16.708 doze de vaccin Pfizer, Moderna și Johnson & Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 2.315 reprezintă prima doză, 1.300 doza a doua și 13.093 doza a treia, a informat Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. Dacă nu dă niciun randament vaccinul, pentru ce să se vaccineze? Dacă tot cu vaccin te îmbolnăvești, la ce ne mai vaccinăm atunci? N-are nicio valoare contra virusului. A fost făcut și la foarte repede. Nu știu ce să vă zic mai departe. Că românii nu se mai vaccinează. De ce considerați noastră că nu mai fac acest? E cel mai corect. Asta este o manipulare la nivel mondial. Cei bogați n-au altă atribuție decât să se răzbune pe cei săraci. Adică renașterea nazismului din nou. Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea, de la începutul campaniei de vaccinare, în 27 decembrie 2020, au fost administrate peste 16 milioane de doze de vaccin pentru aproximativ 8 milioane de persoane, 7 milioane de persoane primind schema completă, iar alte 2 milioane fiind imunizate cu doza a treia. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3 reacții adverse, una de tip local și 2 de tip general. Noi trebuie să ne imunizăm. Din păcate, sistemul acesta medical nu face prevenție de fel. Oriunde am neascunde, tot ne ajunge COVID-ul. Și trebuie în special să ne imunizăm, să ne ocupăm de noi. Cauza ar fi una dintre multele, că nu se mai dau vaccinurile, da? Și bănuiesc că marea majoritate s-o vaccinat, da? Și spuneți noastră că mergeau mulți dintre ei și pentru câștigul material, pentru acel voucher. Probabil că da, este și asta, da. Acum nu se mai dau, ar trebui să dea, da. Dacă vor să facem cât de cât, aproape spre 90. În total, de la debutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 19.000 de reacții adverse la vaccinurile anticovid, 2.000 de tip local și 17.000 de tip general.